Mai încearcă. Am tot încercat. Nu-mi răspunde, nu vezi? Ce urmărește Alice? Nu știu. Otilia, e viața copilului meu cumva în pericol? Doamne ferește! E totuși mama lui, nu i-ar face nimic. Vorbind de Alice, nu se pare cumva dubios că după ce a aflat că între mine și Ilia e ceva, a plecat cu copilul, l-a luat? Unde e? Nu știu, Petru! Habar n-am! Că pățește ceva. Nu o să pățească Robi nimic. Te rog, ai grijă ce insinuezi. Nu l-ai iubit niciodată. Petru! Alice nu e un monstru. Nu cumva să gândești așa ceva despre fata mea. What if this feeling is true? What if we don't make it through? Call them Australia. O să ies să vorbesc cu ea. Du-te. Tu mai continuă cu Alice, bine? Bine, încerc. Eu nu vreau copilul ăsta! Nu-l mai vreau! Alice? Nu mai vreau să mai fiu gravidă! Nu, deci eu nu suport! Nu-i suport! Calm! Nela, ce știi despre ce i s-a întâmplat lui Robi? Doamna Alice m-a trimis la farmacie să iau niște pastile. Emetic. Gata, nu facem bine, da? Petru are nevoie de tine, ești tatăl lui. Are nevoie să fie aici cu el, are nevoie de ambii părinți. Vreau să te țin în brațe. Mama, te rog, ia copilul ăsta de aici odată. Robi, hai să mergem. Noapte bună. Noapte bună, Robi. Doamne, cât de tare mă enervează copilul ăsta. Nu realizezi cât de mult îl iubește Petru pe acest copil. Poate dacă ar vedea că sunteți, că puteți fi o familie fericită, l-ai recâștiga de partea ta, i-ai recâștiga iubirea. Tu ești soția lui Petru. Tu ești mama lui Robi. El și a prăjituri. Da? Păi uite, eu și bunii ne-am gândit să-ți facem ție ceva bun. Păi și moșul când mai vine? Hai mă, Robi, termină cu prostiile, ești băiat mare. Moș Crăciun nu există. Minci! Moșul chiar există! Robi, te rog, mami e... Cum ai putut? Mi se pare mie sau tu încerci să-mi ții mie morală? De ce i-ai spus lui Robi că nu există Moș Crăciun? De ce să faci așa? Păi pentru că e mare, gata cu bazmele! Eu nu l-am vrut pe Robi, nu-i așa? Și că tu ai insistat. Ca să-l fac pe Petru să mă iubească. Alice, deschide ușa! Deschide ușa, Alice! Băi, deschide ușa, Alice! Alice, deschide, mamă, e doar un moment de panică. O să treacă, ai încredere. Și eu am trecut prin asta. Nu-ți faci ceva. Cu toții ne dorim să iubim și să fim iubiți. Însă atunci când nu e o iubire adevărată, ci doar o obsesie, relația poate deveni bolnavă. Și nimic nu o mai poate vindeca. Poate doar despărțire. Lăsați-ne singure. Ești sigură? Nu tu ai chemat-o aici? Alice, toată lumea își face griji pentru Robi. Nu, zău. Robi e cu măsa. Alice, gata, hai să plecăm. Pleacă tu, mă. Te-a chemat cineva aici? Te rog, chiar trebuie să vorbim. Hai, Valea. Robi, hai cu mine. Unde mergi? Mergem în mall să-ți iau ceva bun. Înghețată? Da, înghețată. Dar mama a zis că îmi strică dinți. Da, lasă ce a zis mama. Lasă-mă să ghicesc, e Petru, nu? Alice? Da, Petru. De ce o sun pe bună? Alice, ce faci cu Lia? Unde sunteți? Că vin imediat să vă iau. Uite, suntem puțin ocupate. Alice, te rog să nu faci o prostie. Îl ai și pe Robi cu tine. Ne auzim mai târziu, pa. Deci ești amanta soțului meu. De cât timp? Alice, nu știu ce-ți imaginezi, dar ce-ai citit tu acolo... E o ficțiune, da, mi-ai mai zis asta. Bă, nu mai minți, mă, mă, e de proastă, nu sunt. Și nu o să-ți dau locul în familia asta doar pentru că așa vrei tu. Ai zis că vrei să vorbim. Hai, vorbește. Alice, de cât timp ești amanta soțului meu? Nu sunt amanta. Nu? Ești fix amanta, o femeie de nimic.
Petru crede altceva. Păi ai profitat de faptul că eu eram în comă, că Petru e singur și plin de nevoi. Putea să fie oricare în locul tău. Păi, fetițo, tu uiți că eu sunt mama. Eu sunt soția lui, iubirea lui de o viață de când suntem copii. Tu ai senzația că poți să fii ceva mai mult de o amantă? Îți jur că nu știam de existența ta, nu știam ce vrei să... știi? Dacă știi ce cauți aici! Zici ce cauți aici! Îți zic un singur lucru, dacă nu dispari, iau copilul. Și o să te urască toată viața lui pentru nu asta. Nu poți să faci asta. Încearcă. Nu poți să faci asta, Robi, un copil. Hai mă, lasă-mă cu vrăjala asta, că am folosit-o și eu. Te folosește copil să creadă ăla că-l iubești. Cum poți să spui asta? Alice, uite-te la mine, cum poți să te folosești de un copil? Robi e doar un copil și a suferit mult prea mult. Și-l cunosc de câteva luni și-l iubesc. Că ar trebui măcar să ții la el, că ești mama lui. Dacă-l iubești, îi spar de aici. E atât de simplu. Și crezi că dacă dispar, Petru o să te iubească pe tine? Ce știi tu, mă, de iubire? Știu că nu vine cu forță. Băi, fetiță, eu ți-am zis ce am avut de zis. Stai departe de noi. Îmi pare rău, Alice, dar asta nu ține de mine. Dar de cine? Ce știe? Știe că e ceva între ei. Și ce are de gând să facă? De ce l-a întrebat tu? Pentru că mie nu o să-mi spune niciodată. Și de ce mi-ar spune mie? Știu foarte bine că tu ai face absolut orice pentru ea. Nu chiar orice. Mă lași cu vrăjeala asta. V-am spus unde sunt, da? V-am spus. Da. Alice chiar are nevoie de ajutor. Și Petru nu e în stare să-l oferă. Da, tu da? Eu da. Pentru că eu țin la ea. Pentru că o iubești. Hai să nu folosim cuvinte de astea, te rog, nu are niciun sens. Pe cine crezi, mă, că păcălești? Era în limbă după ea de când eram copii, pe bune. Și ea se uita numai la Petru, n-avea ochi pentru tine. Da. Andy, adu-l pe Robin mașină la mine. Hai că-l duc eu. Mai repede. Robin, hai la mama. Mișcă-te mai repede. Mișcă-te odată. Ah! Mai bine vă duc eu? Dispar, că dau cu mașina peste tine. Petru, calmează-te, că m-a agis și pe mine. Nu mai spune să mă calmez, te rog. Spune ce caută Lia cu Alice. Dar nu știu. Păi nu știu pe Lia. Hop, se bagă și ea unde nu-i fierbe oala. Ce-ai zis, mă? Cum îndrăznești tu să vorbești așa de soția mea? Dar tu cum îndrăznești să ne tratezi pe noi așa, care ținem acest secret? Mai ales tu. Pe bune, Gabi, tu ții secrete de când? Sau când? Vrei să-i spun lui Petru cum a aflat Alice? Spune! A citit din caietul ăla. A citit din caiet și caietul. Cum i-a căzut lui Alice sub mână? Nu spune că tu i-l-ai adus. De ce sunt eu țapul ispășitor? Pentru că din asta te hrănești tu, Gabi. Din bârfe, din intrigă, din tot haosul ăsta pe care îl crezi în jurul tău. Serios? Știți ce? Nu o să stau aici să vă las să mă jigniți. Mari nobili vă credeți, dar ați uitat că veniți tot din mizerie ca și mine. Nu mă interesează că e soția lui frate, mi-o dau afară. Las-o. Important acum este să vină băiatul acasă, să vină Robi, să vină Alice cu bine acasă. Și Lia. Să vină și Lia. Va veni o zi când va trebui să accepți asta, Otilie. Altfel nu vom mai fi o familie. A fost așa de frumos la mall în parc. Chiar a fost. Și când m-am dat pe topogan și când ne-am dat atunci pe leagăn. Robi, ce faci, tati? Ce faci, tati? O, doamne. Doamne, ce picnic mi-a făcut.
Bine, tu ce faci? Bine. Ești bine? Da. Da? De ce mă întreb? Te întrebam. Păcat că n-ai venit și tu cu noi. Unde să vin? La mol, nu ți-a spus mami? La mol? Tati, îți promit că vin data viitoare, bine? Bine. Și nu te mai las, îți promit, niciodată. Doamne, Alice, trebuie să mă anunți că ești cu Robi la mol. Ne-am făcut griji degeaba. Păi și e treaba mea că v-ați făcut voi griji degeaba? Ce, n-am voie să merg cu copilul meu la mol sau? Ba da, dar puteai să anunți. Ia uite cine s-a trezit să-mi țină mie moral. Hai că vorbiți mai târziu între patru ochi. Hai, hai mamă, du-te, să te schimbi. Nu lăsa să te aștepte. Alice, hai și tu. Haide, mami. Lia, ce s-a întâmplat? Ce făceai cu Alice? Las-o. Hei, nu te băga. Are dreptate, lasă-mă.